Salutare internet și frați peloponezi, băi, vreau să vă anunț ceva pentru că sunt destul de supărat, de fapt sunt foarte supărat. Probabil, cum ați văzut unii dintre voi, au dispărut absolut toate videoclipurile în care am filmat atât timp cât am lucrat la fiare și o să vă spun exact și motivul. Astăzi este vineri, de fapt tot azi o să și postez videoclipul, tocmai am venit de la muncă. Și m-au anunțat cei de la fiare că 6 luni de zile voi fi banat, nu voi mai putea lucra pentru ei. Bine, probabil cred că nu o să mai lucrez niciodată pentru ei. Motivul ar fi următorul. Cineva, un român, se pare că a sunat în firmă și cumva i-a făcut pe aia să înțeleagă că videoclipurile mele de fapt le afectează imaginea lor, imaginea firmei. Faptul că apare logo-ul de la Knocker, că apare mașina lor, marfa lor, vagonul lor și tot așa. Eu când m-am angajat aici, cred că dacă țineți minte primul meu video, am și spus, băi, momentan le-am spus că am un vlog și că vreau să filmez, dar nu-mi dăduseră acordul. Primul videoclip l-am făcut pe barba mea, ca să zic așa. După care, la al doilea, de fapt, de la al doilea încolo, am spus, bă, uite, am un vlog, filmez doar munca mea, cum conduc, ce fac și atâta tot. Adică, nu văd, nu te afectează cu absolut nimic. Nu ți se întâmplă nimic la firmă, nu te înjur, nu te fac, nu știu, nu te pun într-o lumină proastă sau cel puțin așa am crezut. Se pare că, uite, că faptul că eu vorbesc urât pe canalul meu de YouTube și îmi bag pula și mort și rănit și că, nu știu, fac mișto de unii sau de alții, uite, ăla care a sunat și m-a reclamat și a făcut chestia asta, i-a făcut pe aia să înțeleagă că, de fapt, afectezi imaginea firmei. Ceea ce este total eronat și n-are nicio treabă. Nu știu dacă în vreun videoclip care l-am făcut la fiare m-am plâns despre, nu știu, despre firmă în sine, din contră. Le-am și spus, băi, vreau contract la voi, vreau să mă angajez la voi full time și tot așa. Am avut o discuție telefonică momentan cu managerul de transport. El mi-a spus chestia asta, că nu o să mai poată să mai lucreze cu mine pentru că cel care a sunat și el a fost oarecum surprins, nu știe cum a ajuns să vorbească chiar cu unul dintre directori, cu un head office, cum îi spun ăștia. Și decizia a fost clar, domne, gata, dai afară, nu mai vine la muncă, nu mai apelezi la agenție să vină la noi, ura și la gară. Cu toate că el cel puțin așa mi-a spus, domne, un băiat de nota 10, n-am avut probleme cu el, se descurcă, știe, a învățat foarte repede, descurcă repede, se mișcă repede, nu pierde timp, nu trage de timp, să, nu știu, sau chestii de astea. Deci omul mi-a spus, frate, am fost destul de corect cu tine și ți-am spus de fiecare dată, când mi-a plăcut, când nu mi-a plăcut sau când ai greșit și ne-ai spus, uite, am rămas blocat, am făcut, am dres. Și sunt destul de dezamăgit pentru că încă o dată, vorba asta că românul este cel mai mare dușman al românului se confirmă. Și nu știu, frate, nu știu pe cine ar deranja faptul că eu înjur pe canalul meu, că îmi bag pula. Ăsta e canalul meu, frate, ăsta l-am făcut, ăsta e contentul meu, nu mi-l poate dicta nimeni ce content să fac pe el, asta ca să fie clar. Și nu înțeleg de ce pula mea trebuie să sun să-i faci rău unui om degeaba, doar să-ți dea ție satisfacție. Și am ajuns la concluzia asta pentru că ultimul video, da, ăsta pe care l-am pus cu românii care au venit în România să moară cu arpaca și cu olivă la nas și cu lumânări sau ce dracu am spus, mi-a adus foarte, foarte multe critici, foarte multe mesaje primite în privat, de amenințare, de dalea, bă, te-ai ajuns până în Anglia, că ai subt-o, că dragi, că lași, că lași, că nu știu ce. Adică niște căcaturi de-astea de copii de ea, de fapt nu copii, ăștia sunt exact tipul de român jet beget, la care, bă, dacă este unuia bine, stai mă să-i fac să-i fie rău cum e și mie, știi? Exact tipul de gândire. Gândire comunistă, gândire proastă, gândire, nu știu, de inculți, de needucați, de comuniști, de pesediști, de ce vreți voi. Nu știu, sunt foarte, foarte supărat. A trebuit să pun, le-am spus de fapt că o să pun toate videoclipurile la unlisted, adică pur și simplu videoclipurile nu mai sunt pe YouTube. Mi-am cerut scuze dacă am deranjat cu ceva. Ăsta, managerul de transport, după ce am vorbit cu el inițial la telefon, mi-a dat un mesaj și mi-a spus că o să încerce să mi fac rost, cum ar veni, de o întâlnire cu directorii, cum ar veni, ca să le explic eu mai bine. Că i-am explicat și lui, frate,
ăla nu știu ce v-a explicat vouă în română la telefon. Că vă fac de râs pe voi sau nu știu ce. Eu nu înjur firma, nu înjur nimic, pur și simplu situația în sine. A zis că s-a uitat și la videoclipuri, nu i se par foarte exagerate, adică nu i se pare ceva, a zis că e puțin surprins de faptul că nu știe cât de legal este să porți o cameră pe cap și să filmezi, pentru că n-ai mai fi atent la drum și nu știu. Și am spus, nu este nicio ilegalitate, ți se spune clar să ții mine pe volan, asta fac, nu vorbesc la telefon, nu nimic, e ca și cum, nu știu, aș vorbi singur de nebun și mă uit pe geam. Nu poți să spune om că e ilegal să vorbesc singur nebun. Și am spus, sunt subiecte pe care aleg aleatoriu sau pur și simplu din munca mea, nu e ceva, nu știu, referitor la o persoană anume sau chestii de astea. De multe ori când ajung în firme, cer acordul dacă pot filma. În firma respectivă am avut acordul și inclusiv cu macarale, cum se iau fiarele cu macarale sau cu stivuitoarele, cu încărcătoarele laterale, cu multe chestii. Și ai spus că pe el nu-l deranjează în sine, dar nu este decizia lui, este decizia celor mai mari ca el din firmă și că o să încerce totuși să-mi facă rost de o întâlnire cu ei și poate să le explic și se va rezolva situația și mă pot întoarce înapoi la muncă. Nu știu, sunt dezamăgit total de atitudinea noastră de români spurcați, bătuți în cap, români inculți, proști, needucați, invidioși pe orice are unul sau ce nu are și tot așa. Deci nu pot să-mi explic momentan. Probabil când o să încep din nou munca luni, marți, eu știu când mă duce la muncă să vedem unde mă voi duce. Probabil o să fac un video și probabil atunci o să fiu mult mai cu idei mult mai bine structurate în cap și o să pot să fac un video în care să mă descarc, ca să zic așa. Momentan sunt foarte, foarte dezamăgit, îmi plăcea enorm de mult jobul la fiare, foarte, foarte mult, foarte provocator zi de zi, nu mă plictiseam, nu nimic, dar na, asta e o experiență, ce să zic, ăla care a sunat, sper să faci coronavirus, să bubui, să mori, să ajungi în rai, dacă bat clopotele acum o să ajungi în rai, că așa a zis, prea fericitul, acum a zis, dacă te duci la biserică o să ajungi în rai, nu o să iei coronavirus, așa că te rog să te duci la biserică. Și ce să-ți mai zic, altceva n-am ce să zic, decât să te lovească coronavirus, altceva n-am ce să zic, că ești pierdut, ești de mult, din moment ce poți să faci așa ceva, să suni, să-i faci rău unui om gratuit, degeaba, fără nimic, doar așa, de dragul de a te face tu, de a te simți, nu știu, că ai făcut rău lui Adrian Cătălin, bravo, uite aici, ăsta e semnul de bravo de la mine, da, ăsta e semnul de bravo, ești un pișat și un laș și un jegos și un muist, dacă ai curajul să-mi scrii pe orice platformă vrei tu, bă, uite, eu sunt ăsta și am sunat de chestia asta, din punctul meu de vedere, bravo ție, dacă îmi dai un răspuns argumentat frumos de ce ai sunat să faci chestia asta, thumbs up, ca să zic așa. În rest, ne vedem la următorul vlog, care nu știu când va apărea, nu știu despre ce va fi, când va fi, unde va fi, și canalul merge în continuare și îmi pare rău dacă pe unii dintre voi v-am dezamăgit, dar de fapt nici nu pare rău dacă dezamăgesc pe cineva, pentru că canalul ăsta nu este nici să dezamăgească pe cineva, nici să facă fericit pe cineva. E canalul meu în care mă exprim cum vreau, fac ce vreau, vorbesc cum vreau, înjur cât vreau, cum vreau, pe cine vreau, când vreau și unde vreau și tot așa. Așa că toate cele bune și ne vedem data viitoare la un nou vlog sau o nouă trucăreală.